Ce voia părinte să spună Sfântul Apostol Petru sau Pavel, nu știu, Pavel. Pavel, prin noi suntem nebuni pentru Hristos? Subiectul este foarte vast. Și destul de greu, cred. Destul de greu de atins ca lucrare duhovnicească și destul de greu de înțeles ca lucrare duhovnicească, plecând de la ceea ce înseamnă întâi definiția nebunie pentru Hristos. Nebunia pentru Hristos, Apostolul Pavel o concentrează în două aspecte. M-am făcut tuturor toate, ca pe toți să-i fac una în Hristos, cu cele lin, cu cel păgân, cu cel slobod, cu cel sublege. Deci asta este o mare artă și o pedagogie inexplicabilă. Și aici aș putea da exemplu un singur lucru. Dacă noi astăzi ne irităm când vedem câte un necunoscător în ale Scripturii, că își dă cu părere de biserică, de credință, de lucrarea bisericii, de ce înseamnă sfințenia, ce înseamnă raiul, ce înseamnă iadul, ce înseamnă Scriptura, ce înseamnă rugăciunea și ne irităm, bă, că ăsta hulește. Apostolul Pavel merge până acolo încât, apropiindu-se de Areopag, în momentul când se apropie și vede tot panteonul ăla grecesc, acolo în Atena, lumea era civilizată, lumea era specialistă în discursuri, în oratorie, era școala, înțelepciune, line. Și vede un zeu din piatră care spune așa, Dumnezeu necunoscut. Și el vrea să vorbească despre acel Dumnezeu necunoscut, despre asta vreau să vă vorbesc. Și și-a captivat întregul public, care puteau să spună, bine, mersi moșule, nu știu cu ce te ocupi, lasă-ne că noi avem altă treabă. Dar în așa fel a pus problema încât i-a captivat pe toți și în felul acesta și-a început misiunea cucerind pe unul din cei mai mari teologi ai tuturor timpurilor, ucenic al Apostolului Pavel, pe Dionisie Areopagitul, care va scrie ierarhia cerească și îngerească. Ei, ca să scrie această ierarhie, trebuie să fii nebun pentru Hristos. Și acum mă duc în definiția a doua de adâncime teologică a nebuniei pentru Hristos și spun așa. Nu eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci iată ce spune Apostolul Pavel. Grigore, teologul, sintetizează aceasta și spune așa, Doamne, pentru Tine sunt, pentru Tine exist, pentru Tine cânt. Sau, spune mai departe Sofronie Saharov, un mare stareț rus și un mare teolog și un erudit trăitor a rugăciunii inimii, cred că și catalogat deja în rândul sfinților, fericirea de a cunoaște calea este întâlnirea cu Dumnezeu în mod real. Deci iată încă o formă de nebunie în Hristos. Și acum vom intra într-un aspect. Noi în teologia ortodoxă întâlnim tot la Apostolul Pavel o explicațiune extraordinară. Pe unii a pus întâi apostoli, pe alții învățători, pe alții proroci, pe alții cu darul cârmuirii limbilor, pe alții cu darul tămăduirii, pe alții cu darul izgonirii duhurilor necurate. Deci fiecare în rândul cetei sale. Și Apostolul Pavel chiar întreabă, ce crezi că pe toți a pus apostoli, pe toți a pus învățători, pe toți a pus făcători de minuni, pe toți a pus cu darul cârmuirii limbilor? Adică fiecare are de, prin logosul divin o lucrare. De ce pune Apostolul Pavel această întrebare? Pentru că încă din vremea Sfinților Apostoli, odată cu înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer, au apărut tot felul de elemente și au apărut tot felul de mișcări și de curente pe care singur care le condamnă și le contrazice și le contestă este Gamaliel, rabinul cel înțelept. Fraților, nu vă mai puneți de-a curmezișul apostolilor. Dacă este de la Dumnezeu, dați cu piciorul în țepușă. Iar dacă nu-i de la Dumnezeu, se vor sfârma și vor dispărea ca și multe alte curente care au venit și au trecut pe pământ. Să luăm de pildă Babilonul, împărăția asiro-babiloniană, să spunem mai departe, Imperiul Persan, să spunem după aceea Cosroi, Mamelucii, după aceea să vorbim de Imperiul Otoman, să vorbim de sistemul comunist, să vorbim de toate imperiile, de toate domniile și împărățiile pământului, care au trecut pe pământul ăsta și au încercat ce să facă? Să facă ceva care să fie contra lui Dumnezeu. Imperiile au trecut, Dumnezeu a rămas. Și atunci Apostolul Pavel vine și desăvârșește această lucrare, nu pentru nebunul pentru Hristos, că aici nu vorbim de un nebun delegat. Deci când vorbim de nebunia pentru Hristos, noi nu vorbim de vreo boală psihiatrică, deși în cărțile de specialitate ale marilor cercetători și ai oamenilor de știință,
când studiem părinții niptici ai pustiei sau studiem părinții filocalici sau cercetăm părinții din pustia schetică, spune că datorită înfometării exagerate aveau halucinații, deci n-aveau vedenii și minuni, datorită unei austerități extraordinare până la epuizare începeau să aibă diferite închipuiri ale minții, justificând că foamea și nesomnul, de fapt, aducea această stare de euforie, exact cum am vorbit noi de cineva care se droghează, că el se simte fericit. Și aș putea face o glumă, nu o glumă cu sens rău, ci o glumă cu sens bun. Dacă înainte Hristos se arăta unui sfânt și îi spunea, bine că mă slujești cu credință, bine că te străduiești cu credință, bine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune și îți voi da fericirea veșnică, dacă Hristos ar arăta unui drogat să-i spun aceste cuvinte, credeți că drogatul ar face metanie sau ar face închinăciune până la pământ sau ar spune slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție că te-ai arătat? S-ar uita la Hristos și ar spune mirat, frate, dar ce substanță ai folosit, că îmi place cum vorbești. Adică asta este diferența între sacru și profan. Asta este diferența între nebunia propriu-zisă și nebunia pentru Hristos. Nebunia pentru Hristos este o artă. Această artă se numește arta mistică. Ortodoxia fără lucrarea mistică și ascetică este ca un om care nu are inimă și suflet. Deci, în momentul când avem un animal viu care se mișcă prin o gradă și este necuvântător și nu este rațional și este doar existent biologic, acela este, sau aceea este o făptură nevinovată. Omul a fost creat cu personalitate, folosim termenul de personalitate, ca persoană. I s-a dat un suflet distinct, niște calități distincte, o chemare distinctă, o datorie distinctă și o lucrare distinctă. Tu asta trebuie să faci. Deci, în momentul când noi spunem că da, cu tare s-a dus la mănăstire săracul, cred că nu s-a acomodat cu lumea. Cu tare s-a dus la mănăstire, cred că l-a fi părăsit vreo fată, cu tare s-a fi dus la mănăstire. Da, cred că n-a putut face copii, tot felul de inepții și mai mult decât acestea și din acelea mojicești care circulă în modul grosolan, că altceva călugării nu fac decât fac prostii și se adună în mănăstire și fac toate fără nelegere, vine asta la mintea slabă, nici nu se cere mai mult, la nivelul la care ești și la punctul de cultură generală care l-ai, e suficient și mai mult nu se discute, dar intrăm în adâncimea esenței teologice și intrăm în ceea ce se cheamă mistica și ascetica. Și începem cu marele Antonie, care atâta lucrare duhovnicească avea, încât dracii veneau și îl băteau cu toiege de foc în chip văzut. Ce cauți, Antonie? Ieși și pleacă de aici. El locuia undeva la o margine de sat, într-un cimitir, acolo se nevoia, și de acolo se ruga tot timpul Dumnezeu că știa că trebuie să existe o viață mai înaltă decât cea obișnuită. Ei, dacă spre deosebire de Sfântul Antonie, nu i-a plăcut ce am spus, dacă spre deosebire de Sfântul Antonie, care diavolul vine și îl încearcă în mod fățiș și îl chinuiește, la Sfântul Pahomie lucrurile se schimbă. Chiar îngerul din cer se arată lui Pahomie și îi spune așa, în această rânduială să viețuiești cu ucenicii tăi. Și a arătat cum trebuie să se îmbrace, cum trebuie să mănânce, cum trebuie să se roage, cum trebuie să petreacă, cum trebuie să stea, cum trebuie să lucreze duhovnicește și ce trebuie să facă. Și ne arată vechile rânduieli monahale că i-a așezat începând de la alfa, beta, teta, tot alfabetul grecesc, în cete, câte 50, după măsura sporirilor și a ajuns Sfântul Pahomie să aibă până la 5.000 de călugări. Păi azi dacă am avea 5.000 de călugări, cred că ar sări țara și guvernul în aer. Și uite câți paraziți are societatea. Ei, uitați că aici nu vorbim de paraziți, ci vorbim de sate și comunități întregi monahale, izgonitori de demoni, făcători de minuni, vindecători de boale, înainte văzători, lucrători ai rugăciunii cele înalte și nu în cele din urmă,
Dacă ne uităm numai în mănăstirea chimiților despre care ne vorbește Filocalia, călugări care se rugau între încete câte 3 ore și este o exprimare extraordinar de subtilă trecută acolo și spusă de agiograful care a scris viața, că și dracii ocoleau acea mănăstire, că atunci când treceau sau zburau pe deasupra mănăstirii, li se topeau aripile de focul rugăciunii și cădeau chinuiți în mijlocul mănăstirii și aveau, cum avem noi, indicatoare, ferește-te la stânga sau la dreapta sau pericol, așa știau dracii în văzduh semnele să nu se apropie de mănăstirile chimiților, să nu se ardă de rugăciunea lor.